Biserica Filiei Muntele Săcelului a parohiei Săcel din județul Cluj și-a cinstit astăzi ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului. Cu acest prilej, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie Arhierească. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat astăzi lucrările efectuate la Biserica Sfântului Ierarh Grigorie Teologul. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și le-a vorbit celor prezenți despre viața Sfântului Ierarh pomenit astăzi. În luna ianuarie sărbătorim trei păstori buni, chiar la început pe Sfântul Vasile cel Mare, astăzi pe 25, pe Sfântul Grigore. Păi mâine, pe 27, pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Și pe toți trei la oaltă, la sfârșitul lunii, pe 30, Sfinții Ierarh, Vasile, Grigore și Ioan. Dar biserica dumneavoastră este ocrotită de Sfântul Grigore. Mare păstor de suflete a fost. Și atunci, ca și astăzi, pe lângă credința cea adevărată, au fost și erezii, au fost și secte. În cetatea imperială, în capitala Imperiului, în Constantinopol, la un moment dat, arienii, secta ariană, au prins așa de mare teren, încât Sfinții lui Dumnezeu erau îngrijorați de ce se întâmplă cu cetatea capitală. Și atunci a ajuns Sfântul Grigore, arhiepiscop al Constantinopolului. Și se zice că atunci când a venit în Constantinopol, doar o biserică era pe linia acea bună, ortodoxă, Biserica Învierii. Da, când a plecat de acolo, dintre mulțimea de biserici din oraș, toate erau ortodoxe, numai una mai era ariană. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama capelei Spitalului de Ergoterapie din Cluj-Napoca. La final, pentru activitatea desfășurată, părintele paroh a fost hirotesit iconom, iar binefăcătorii au primit diplome de cinstire. Această bisericuță s-a ridicat, iată, în 3 ani de zile, într-o comunitate care nu depășește aici în Muntele Săcelului și Moara de Pădure 45 de credincioși. Suntem foarte puțini, dar cu o inimă aliasă. Toți au venit și au sprijinit atât cât le-a fost în putință și ne-au ajutat, iată, să ridicăm un locaș de închinare în cinstea Sfântului Ierarh Grigorie Teologul. Era nevoie de această bisericuță aici, fiindcă până la urmă, în decursul anilor, din păcate, cu supărare spun acest lucru, vatra satului care, mai de mult, prin anii 80-90, era acolo sus în vârful muntelui, unde se află și bisericuța cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. În decursul timpului acea zonă s-a depopulat, iar vatra comunității noastre s-a mutat mai jos. Și cred că este foarte binevenită bisericuța aceasta aici, fiindcă cel puțin generația noastră și generațiile imediat următoare se vor bucura de ea. Și eu am spus tot timpul un lucru. Atâta timp cât Valea Ierii, care se află mai în sus de noi, va fi populată și acest drum trece chiar pe lângă bisericuța noastră, această bisericuță își va găsi menirea în această zonă. Cu siguranță va fi căutată și trebuie să vă mărturisesc acest lucru. Dacă sus în munte era foarte dificil pentru credincioșii noștri să urce aproape 2 km pe jos, pe drum forestier, de multe ori impracticabil, mai ales iarna. Și ne bucuram în a doua zi de Crăciun, când slujeam Sfânta Liturghie, și în a doua zi de Bobotează, de cel mult 15 credincioși. Anul acesta am avut bucuria să avem aici în bisericuță mai mult de 100 de Crăciun și până într-o 100 de Bobotează. Construcția Bisericii Sfântul Grigorie Teologul din satul Muntele Săcelului a început în toamna anului 2015.